Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să mai recitim doar câteva versete din textul citit în seara aceasta. Versetele 5, 6, 7 și 8, doar patru versete scurte le citim. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Amin. Seara aceasta avem un text foarte bine cunoscut și am să caut cu ajutorul Domnului să ating câteva idei, câteva gânduri de aici, nu neapărat noi, dar poate care nu întotdeauna se predică din textul acesta. Mi-am intitulat mesajul Scăparea slăbănogului, scăparea slăbănogului. Și cine este scăparea slăbănogului? Cine-i scăparea slăbănogului? Iisus. Iisus. E colorat jumătate din cuvânt de la scap, pentru că o să vedem din mesaj, din predică, după ce am terminat mesajul, am pus titlul și mi s-a potrivit că la fiecare punct e o literă de acolo, scap. Și așa am ajuns la scăpare. Să Iisus slujește, că Iisus corectează, a Iisus așteaptă și pă Iisus dă putere. Și atunci, plecând de aici, am zis, asta e scăparea mea pentru titlul mesajului și așa o să iasă mai bine. Scăparea slăbănogului e Iisus. Și scăparea noastră din orice circumstanță, din orice situație, este numai și numai și numai Iisus. Era la poarta oilor un slăbănog de 38 de ani. Slăbănog înseamnă un paralitic, un om care nu se poate mișca, un om paralizat, a disabled person, cineva care nu se poate deplasa dintr-un loc într-altul. Scriptura ne arată că era de 38 de ani, dar înțelegem că boala lui, neputința lui e de 38 de ani, deși că nu știm sigur dacă a fost vârsta lui de 38 de ani și el a fost mai bătrân și doar de 38 de ani este bolnav, am putea trage concluzia că a fost un om în vârstă și a apucat să păcătuiască și în urma păcatului a devenit așa. Dumnezeu a îngăduit această boală și apoi Iisus l-a vindecat și la urmă, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus în templu, aude următoarele cuvinte: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Am putea trage concluzia că omul acesta a păcătuit înainte, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și acum să nu mai păcătuiască pentru ca să nu îi se întâmple ceva mai rău. Dar nu este sigur lucrul acesta. Ce se putea întâmpla mai rău decât paralizie? Moarte spirituală și despărțire veșnică de Dumnezeu. Lucrul ăla este poate mai grav. Sau ar fi poate alte boli dacă ar exista o scară a bolilor. Iată-l pe un om care e neputincios. De 38 de ani omul nu se poate mișca. Cineva l-a adus acolo lângă o scăldătoare unde Dumnezeu din când în când, după un program stabilit de Dumnezeu și nedescoperit oamenilor, trimitea câte un înger ca să tulbure apa. Și primul om care se scufunda în apă, care intra în apă după tulburarea apei, era vindecat. Vă puteți imagina ce era acolo? Vă puteți imagina câți oameni erau adunați?
câte sute de oameni, cei mai defavorizați, erau slăbănogii, paraliticii, oamenii care nu se puteau mișca și orbii. Ăștia erau cei mai defavorizați. Ceilalți puteau să stea pe lângă apă. Eu cred că unii stăteau pe marginea bazinului cu picioarele în apă și așteptau când se tulbura apa să-și dea drumul și primul care sărea. Dar nu știm cât de des venea îngerul. Dacă venea o dată pe lună, cât se vindecau într-un an? 12. Era aproape ca la loterie. Șansele oamenilor erau minime. Eu cred că au mers acolo oameni care au stat o săptămână, două, cinci, o lună, două, și după aceea s-au întors acasă, au zis, nu e nicio șansă, n-am nicio șansă. Eu cred că se și băteau oamenii acolo. S-apucau de brânci. Lasă-mă să intru eu. Lucruri, cred că, interesante și ciudate s-au întâmplat. Nu ni se dau multe detalii aici, că nu știm cât de des și câte șanse erau pentru un om. Dar dacă era șansă de vindecare, acolo stăteau oameni cu sutele și așteptau să fie vindecați. Îngerul venea ca să tulbure apa. Îngerul n-avea de-a face nimic cu bolnavii. Observați porunca Domnului pentru înger. Îngerul n-avea nimic de-a face cu oamenii și nu-l interesa de oameni. El venea să tulbure apa, asta era porunca lui Dumnezeu. Îngerul nu venea să se uite cine e mai aproape de apă, oare cine o să sară acum, oare să tulbure apa mai devreme sau mai târziu, să fie altul într-o poziție mai bună. Nu, pe el nu-l interesa. În schimb, în primul rând, în seara aceasta învățăm că Iisus slujește nevoii celui neajutorat. Iisus slujește nevoii celui neajutorat. Versetul care l-am citit, primul verset spune că acolo era un bolnav de 38 de ani și Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că era bolnav de multă vreme, știa că e bolnav de multă vreme, știa și că nu are pe nimeni cine să-l bage în scăldătoare. Dacă știa Domnul că acest om e bolnav de multă vreme, știa și că nu are pe nimeni. Îngerul venea în mod mecanic și automat la porunca lui Dumnezeu să tulbure apa, neținând cont de bolnav și ce se întâmplă după aceea. Cine intră primul ca la loterie, iese vindecat. Domnul Iisus, în schimb, a venit cu scop la scăldătoare. El știa că acolo există un om care așteaptă de multă vreme, n-are șanse niciodată să fie vindecat și că are nevoie de intervenția lui. Îngerul slujea o poruncă divină, venind din când în când. Iisus a venit la o nevoie specifică. Iisus n-a venit în mod haotic sau mecanic. Îngerul nu era interesat în problemele oamenilor de acolo, că nu era misiunea lui. În schimb, Iisus a venit tocmai să slujească nevoilor oamenilor. Îngerii sunt duhuri slujitoare, spune Scriptura în Evrei capitolul 1 cu 14. Sunt duhuri slujitoare pentru cei credincioși. Dar aș dori oarecum să mă opresc aici, să facem o paranteză și să clarificăm puțin misiunea îngerilor. Îngerii lucrează la porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu comunică cu îngerii și îngerii ne slujesc nouă, dar prin Dumnezeu. Noi nu comunicăm cu îngerii, nu că nu ni se pot descoperi îngerii, nu că nu pot vorbi îngerii cu noi, nu că nu s-ar putea revela cândva un înger să ne trimită o veste de la Dumnezeu, dar noi nu negociem cu îngerii. Nu mijlocim prin îngeri la Dumnezeu. Există o doctrină care o considerăm falsă, a oamenilor care se roagă la îngeri. Scriptura nu permite această variantă.
Scriptura vorbește clar despre singurul mijlocitor care există între om și Dumnezeu. E persoana Domnului Iisus Hristos. Și împreună este Duhul Sfânt, care sunt parte din Trinitate. Nu-i niciun conflict aici. Dar nu mai sunt alți mijlocitori. Pe lângă aceștia, oamenii au adăugat pe sfinții apostoli și ăștia-s mijlocitori în fața Tatălui, au adăugat-o pe Sfânta Maria, mama Domnului Iisus, și apoi au adăugat și îngerii. Și oamenii se roagă la îngeri. Dar noi n-avem pentru ce să ne rugăm la îngeri. Îngerii ascultă doar de porunca Domnului. Noi ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu comunică cu îngerii și îngerii ascultă de Dumnezeu. Ei n-au fost trimiși îngerii ca să se ocupe de problemele noastre în mod direct prin comunicarea noastră cu ei, ci doar la porunca Domnului. Este clar că îngerii comunică cu Dumnezeu. Descoperirea aceasta o face Dumnezeu lui Iacov în Genesa 28, când Iacov vede o scară, la capătul scării în ceruri e Dumnezeu și îngeri care coboară și urcă. Asta a fost o descoperire, o vedenie. Nu înseamnă că în mod fizic există undeva o scară pe care se urcă și coboară îngerii, că doar n-au nevoie îngerii de scară ca să se urce și să coboare. Îngerii sunt aici, acum, și în următoarea secundă sunt în fața tronului lui Dumnezeu. N-au nevoie de scară. Modul acesta a fost o descoperire a lui Dumnezeu pentru ca Iacov să înțeleagă că Dumnezeu e în ceruri și El are îngeri și slujitori care coboară și urcă. Există o comunicare, există îngeri care duc vești, există îngeri care sunt trimiși să izbăvească și așa mai departe. Dar în întâmplarea și minunea din seara aceasta, îngerii n-au avut menirea să se ocupe de oameni. Știu că există un verset, cuvintele lui Elihu, în Iov capitolul 33, versetul 23, care poate fi un subiect de controversă. Acolo e opinia lui Elihu. Țineți cont că Elihu nu este teologul Vechiului Testament. Elihu a vorbit opinia lui și părerea lui. Și el vorbea că dar dacă se găsește în cer la Dumnezeu un înger mijlocitor. Asta a fost părerea lui Elihu, că s-ar putea. Țineți cont, cartea Iov este una dintre cele mai vechi cărți ale Bibliei. Descoperirea lor și a oamenilor de atunci despre Dumnezeu a fost foarte sumară. Ei n-au avut Biblia după care să se orienteze. Asta a fost părerea lui Elihu, că s-ar putea să existe undeva un înger. Noi n-avem un înger. Noi îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care este la dreapta lui Dumnezeu, desemnat de Dumnezeu, delegat de Dumnezeu, autorizat de Dumnezeu Tatăl, cu menirea aceasta de mare preot mijlocitor între om și Dumnezeu. Iată-l că în ziua salvării se apropie de omul nenorocit și comunică cu el, stă de vorbă cu el. El este cel care intervine și ascultă cererea. Avem noi un astfel de Dumnezeu personal, avem noi un astfel de Iisus, un astfel de Mântuitor care se coboară la nevoile noastre, care comunică cu noi, care stă de vorbă cu noi, care ne ascultă, căruia îi pasă. Yes! Slăvit să fie numele Lui! Îl binecuvântăm și în seara aceasta, că noi așa-L cunoaștem, după cum ne-L descoperă Scriptura. Iisus s-a ocupat și de nevoile noastre de nenumărate ori. Nu știu prin câte neputințe și nevoi, fie fizice, fie financiare, fie spirituale, ai trecut de-a lungul vieții și am trecut. Cu cât avem mai multă experiență, cu cât avem mai mulți ani, cu atâtea trecem prin mai multe faze, prin mai multe momente în care Dumnezeu intervine în viața noastră și putem să declarăm că într-adevăr Dumnezeu prin Hristos slujește nevoilor celor neajutorați. Apoi, Iisus corectează interpretarea greșită a legii. Chiar dacă nu este în mod direct făcut aici în text,
dar pentru că apare și se vorbește despre ea, legăm un alt text din Matei, din capitolul 12. Dacă vreți să răsfoim Scriptura și dacă vreți unii să notați, în Matei, în capitolul 12, cuvântul Domnului vorbește mai în detaliu despre problema cu ziua de sabat. Știți care era problema cu ziua de sabat? Nu era voie să facă nicio lucrare, nici bună, nici rea. Asta era interpretarea iudeilor, a cărturarilor și a fariseilor. Dumnezeu a dat legea pe munte să nu se facă nicio lucrare. Nu faci nimic în ziua aceea, n-ai voie. Deși că ei, cărturarii și farisei, fiind evrei, au găsit ei metode să păcălească legea. Și cu drumul aveau o anumită limită de parcurs într-o zi. Puteau să parcurgă pe jos numai o anumită distanță. Și ei, ca să parcurgă mai mult, lăsau un obiect la distanța respectivă și făceau drumul până acolo ca să iau obiectul respectiv și de acolo mai mergeau până la cealaltă. Aveau ei atâtea metode ca să păcălească legea când era vorba de interesul lor, că evreii, după cum știți, au fost dintotdeauna evrei. Dar aveau o problemă cu Domnul aici. Domnul nu cumva să facă vreo minune în ziua sabatului. În Matei capitolul 12, Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă, la versetul 9 citim, yes. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat, au pornit ei cu întrebarea, au provocat ei discuția. Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Domnul, în toată înțelepciunea lui, a răspuns mult mai bine ca noi. Noi am fi răspuns altfel. Eu aș fi zis, n-aveți voie în zilele de sabat, dar vă rog să vindecați de luni și până sâmbătă. Vindecați de luni și până sâmbătă. Cum că voi nu vindecați de luni și până sâmbătă și aveți probleme cu cel care vindecă de luni și de duminică până vineri? Că noi încurcăm zile, noi credem că ziua de sabat e duminica, dar ziua de sabat e sâmbătă, haideți să derulăm puțin. De duminica și până vineri. Vindecați de duminica și până vineri. Și nu e nicio problemă. Sâmbăta vă odihniți. Dar puteau ei să vindece de duminică și până vineri? Ei nu vindecau niciodată, dar aveau probleme cu cel care vindeca duminica și vindeca și luni și vindeca și marți și vindeca și sâmbăta și vindeca și vinerea și vindeca în fiecare zi când era nevoie de vindecare. Iată că el provoacă și Domnul Iisus are un alt fel de răspuns. Cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Îi îngăduit într-o situație de urgență, într-o situație extremă, într-o situație critică. Dacă trebuie să faci un bine în ziua Domnului, îi îngăduit să faci bine. Rău nu-i îngăduit nici într-o zi. Bine-i îngăduit în toate zilele, plus în ziua Domnului. Să nu se facă exagerare nici la interpretarea asta, că unii ar putea să zică, mă, pentru mine, dacă-s la țară, pentru mine eu nu pot să-mi strâng fânul duminica, că e ziua Domnului, dar îl ajut pe vecinul. Fac un bine, fac o faptă bună în ziua de duminică. Și că Domnul zice că ai voie să faci bine în ziua aceea, ca să vină el după aceea să mă ajute pe mine luni, când am voie să lucrez pentru mine. Evreii cam așa ar proceda, orice cuvânt l-ar lua și l-ar răstălmăci. Atunci a zis omului aceluia, Domnul Iisus, întinde-ți mâna. Și el a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Și acum, în loc ca oamenii și farisei și iudei și cărturarii să spună extraordinar, s-a coborât Dumnezeu la noi. Face Dumnezeu minuni, de 400 de ani n-am auzit să facă minuni, nici nu ne-a vorbit Dumnezeu în ultimii 400 de ani. Nici nu mai știm de când, din neam în neam, nu s-au mai făcut minuni între noi.
A venit Dumnezeu între noi, haideți să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. În loc să aibă o astfel de atitudine, priviți care e reacția lor. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus, să rezolve problema. Avem pe cineva care ne strică sabatul, domnule, încalcă legea și rânduiala și asta e problema noastră. Mă, dar oamenii sunt salvați, sunt mântuiți, a venit Dumnezeu la noi, poate are ceva de spus, mai reevaluați-vă și voi interpretarea legii cu privire la sabat. Dacă El zice că ai voie să faci bine în ziua de sabat, mă, o fi bine ca să salvezi un om, să salvezi o oaie, o capră, un bou, un măgar, să-l salvezi, dacă a căzut undeva într-o mlaștină, e un lucru bun și Dumnezeu permite să se facă lucrul ăsta, dar să salvezi un om. Nu, trebuie să ne scăpăm de el că ne strică legea. Trebuie să revizuim Talmudul. Dacă lăsăm pe ăsta să capete putere între oameni, trebuie să revizuim tot Talmudul și interpretarea noastră a legii. Ne încurcă toate socotelele. Slăvit să fie Domnul că le-a încurcat Iisus toate socotelele oamenilor. Ca și cum vorbeam și cu altă ocazie, a încurcat și registrul nașterii și decesului. Și asta a fost o problemă pentru ei. Că a murit Lazar și l-a înregistrat ca mort după 4 zile. Omul e mort, s-a eliberat certificatul de deces. La sfatul popular a fost înregistrat data nașterii și data morții. Și după aceea se aude că e viu. Audea de la sfatul popular, de la centru. Măi, oameni buni, ce facem cu el? Că știți din registru. Păi ce să facem cu el? Îl omorâm și pe el și pe Iisus. Am rezolvat problema decât să stricăm noi registru. E mai scump registru ăsta și legea noastră și litera noastră și slova noastră. Îi omorâm și pe unul și pe celălalt. Vedeți ce greșeală când omul ține mai mult la litera legii decât la sufletul omului? Litera legii n-a fost dată ca să-l omoară pe om și să facă rău omului. Litera legii a fost dată ca să-l ajute pe om. Orice rânduială și orice lege este pentru beneficiul nostru. Nu-i pentru pierzarea noastră. Numai când ești copil sau când ești tânăr. Vai, so many rules, I can't stand it anymore. Nu au expresia asta acasă când se umflă orezul un copil și vor să fugă de acasă. Gata, nu-i mai bine la tata. Mă, de ce vrei să fugi de acasă? So many rules, I can't stand it. Trebuie să fug, să plec. Că e mai bine în lume, afară, că nu sunt reguli. Dar nu-ți dai seama că regulile astea păstrează viața. Regulile astea te protejează, îți face bine. Nu cred că există reguli absurde. Dar poți să interpretezi și greșit anumite reguli, cum au interpretat iudeii și cărturarii din vremea aceea. Au interpretat greșit legea. Nu, n-ai voie să vindeci în ziua sabatului. Și Domnul a zis, nu, ai voie să-l salvezi pe fratele tău, că e în accident. Și duminica, au intrat în accident, mă, îmi pare rău, azi e ziua Domnului, eu nu pot să te ajut. Asta e o fățărnicie. Ai voie să faci bine în ziua sabatului. Suntem chemați, de fapt, întotdeauna să interpretăm cuvântul spre binele și salvarea omului. Fiecare om are dreptul la mântuire. Nu folosi niciodată cuvântul lui Dumnezeu spre pierzarea cuiva. Lasă-l întotdeauna pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt. Și acolo unde găsești un om care spui, măi, așa de căzut, e așa de pierdut, e așa de jos, nu merită, omul ăsta nu merită să intre în rai. Nu. Nu folosi Biblia și versete scrise împotriva lui. Hristos, Domnul, și-a dat viața, a plătit cel mai scump preț ca orice om să aibă acces la mântuire. Fiecare om are dreptul să fie mântuit. Dacă mai este suflare în el, cel mai căzut om, cel mai pierdut om, cel mai răzvrătit tânăr, poate fi transformat de puterea lui Dumnezeu și făcut un mântuit. Cuvântul lui Dumnezeu și legea n-a fost dată ca să omoare, deși că oamenii au folosit-o ca să omoare. De aceea noi acum suntem în legea Duhului de viață. Dă viață. Cuvântul scris acum nu mai este scris ca să-i pună pe oameni sub blestem, ci ca să-i binecuvinteze și să-i aducă la viață. Iisus slujește, Iisus corectează, Iisus așteaptă.
așteaptă exprimarea personală a cererii. De multe ori și dumneavoastră și eu ne-am pus întrebarea: dar de ce trebuie să-i spun eu Domnului? Nu pot eu să mă înfățișez în rugăciune înaintea Domnului și să spun: Doamne, Tu cunoști toate problemele mele, Te rog, rezolvă-le. Și Doamne, binecuvintează biserica și întreaga lume și toate problemele oamenilor, amin. Și să fac lucrul ăsta o dată pe lună. Și, dar Dumnezeu nu le cunoaște pe toate, nu le știe pe toate? Are nevoie să-L informăm noi? Iată că are, fraților. Ăsta e modul în care lucrează Dumnezeu. Da, Dumnezeu știe starea în care ești. Știe dacă n-ai bani, știe dacă ești bolnav, știe dacă ești bătrân, știe dacă ești sănătos, știe dacă ești tânăr, știe dacă te înțelegi cu soțul sau cu soția, știe dacă asculți de părinți, știe dacă pleci noaptea de acasă când nu știu părinții și te întorci mai târziu. Dumnezeu le cunoaște pe toate. Știe dacă asculți sau nu asculți, știe dacă ai respect sau nu ai respect pentru părinți sau pentru cei mai în vârstă sau pentru frați și surori din adunare sau pentru cei care au autoritate. Dumnezeu le cunoaște pe toate. Cunoaște nevoile noastre și neputințele noastre și lipsurile noastre. Și totuși, Dumnezeu așteaptă să exprimăm noi nevoia noastră. Se oprește? Nu vi se pare că e absurdă întrebarea? Nu vi se pare că e absurdă întrebarea? Vrei să te faci sănătos? Așa e că pare la suprafață o întrebare banală. Omul e acolo, lângă scăldătoare, e neputincios. Du-te la orice, întreabă-l, vrei să scapezi vederea? Du-te la femeia care e gata să nască și întreabă, vrei să naști? Du-te la omul care e în accident, în mașină blocat acolo și nu mai poate să iasă și întreabă-l, vrei să te scot afară? Așa e că pare ciudată această întrebare? De ce pune Domnul această întrebare? Pentru că El vrea ca noi să exprimăm dependența noastră de El și nevoia pe care o avem. Noi să spunem Domnului. Asta vrea Dumnezeu. De ce vrea exact lucrul acesta? Nu știu și nu mă interesează prea mult. Dar Dumnezeu vrea și așteaptă de la noi să ne exprimăm dorința. Doamne, nu mă descurc bine la școală. Spune-i Domnului lucrul ăsta. Nu-mi stă capul acolo. Am văzut un băiat frumos și numai la el îmi stă capul. Doamne, iartă-mă, scoate-mi-l din minte și din inimă, până-s gata să mă măriți și apoi să-l trimiți înapoi la mine. Și ajută-mă să mă concentrez aici, că nu mai mă descurc la școală. Nu-s bun la școală. I'm gonna fail. Ok? Sau altă problemă, nu știu ce problemă, ai problemă cu pornografia, ai problemă cu țigările, ai problemă cu nesupunerea, cu răzvrătirea, ai o problemă. Spune-o Domnului. Nu că El nu o cunoaște, dar Tu trebuie să o declari, Tu trebuie să o spui. Doamne, asta e problema mea. Doamne, mi-e rușine de mine, dacă eu sunt vinovat. Dacă nu, Doamne, ai milă de mine. Dacă e o boală, o neputință, nu sunt eu vinovat că am ajuns bolnav sau neputincios. Doamne, ai milă, Doamne, iartă, Doamne, vindecă. Domnul așteaptă ca noi să exprimăm dorința noastră înaintea Lui. Pentru că El nu intră acolo unde nu-i dorit. Domnul stă la ușă și bate. Domnul stă la ușă și bate. Și nu-i neapărat la ușa inimii, deși că se aplică la ușa inimii. El era la ușa bisericii din Laodicea. Biserica l-a scos afară și nu-i dădea voie să intre înăuntru. Și Domnul era la ușă și bătea. Domnul nu forțează ușa. Ați auzit expresia, Jesus is a gentleman. Domnul e domn. E un domn. El nu forțează. El nu te obligă să fii mântuit. Vorbeam și în familie și probabil că spuneam și cu alte ocazii. Două lucruri nu-i putem forța pe copii. Nu-i putem forța pe copii să învețe și nu-i putem forța pe copii să se pocăiască. Poți să-l forțezi să stea în cameră. Aia poți să-l forțezi. Și stă în cameră. Dar o să învețe?
Poți să-l forțezi să stea cu mâna în, cu cartea în mână. Și cu Biblia în mână. Bă, citește! Dar tu știi dacă citește. Că el se uită. Și dacă nu vrea să citească? Acum mi-amintesc cum era un prăpădit de copil simpatic, el la vreo 3 ani de zile. La vreo 3 ani de zile am auzit. Și încăpățânat și rău. Hai că o să vă placă povestea asta. Fetelor, băgați de seamă și băieți, că uneori și noi suntem așa. Tot se tăvălea pe jos. Era în momentele alea când se tăvălea pe jos. Și spunea, mă, scoală-te în picioare, mă, stai drept, mă, și vorbești cu mine. Nu, el se tăvălea pe jos, el se tăvălea pe jos. Mă, scoală-te, mă, și stai în picioare, mă. Scoală-te, mă, stai în picioare. Nu, nu. Las că ți arăt eu ție. L-a luat, l-a pus pe masă și l-a legat de scaun. Și l-a pus așa în picioare. Nu, e bine acum? E bine așa cum stai? Da, zice, stau așa că n-am ce face, dar în inima mea tot pe flores, tot pe joses. Ce-ai rezolvat? L-ai pus să stea țap înforțat, da? Dacă nu i-ai schimbat inima, dacă nu-i din inimă. Așa e și cu învățatul. Mă, copile, auzi părinții, mă, dar am dat bani și te-am trimis la școală. Mă, nu ți-am dat nimic de lucru, mă. Mă, nu ți-am dat de lucru. Nici să tai iarba, nici să tunzi copaci, mă. Nu ți-am dat de lucru. Nu ți-am spus să iei part-time. O lucra mama și tata până nu mai putut, nici la biserică nu mers ca să-ți dea ție bani, să mergi tu la școală. Și nu știi nimic, mă. Ai ieșit de la școală, nu-ți găsești de lucru, nu te poți ține de un job, n-ai învățat nimic. Că nu poți să-l forțezi pe om să învețe. Nu poți să-l forțezi pe om să se pocăiască. Și Dumnezeu nu vrea ca tu să-i slujești forțat. Adică să zici, Doamne mie, nu-mi place de tine, nu mă interesează nici de Biblie, nu mă interesează nici de Evanghelie, nu mă interesează nici de frați, nici de biserică, dar n-am ce face, că părinții mă duc la biserică și îmi trebuie să mă însor și trebuie să adun bani la nuntă și cumva o scăld eu. Și până atunci o să stau așa și la biserică și o să încerc să-i păcălesc pe toți, că părinții mei sunt părinți pocăiți. Poate să te forțeze cineva să te pocăiești? Poți să-i păcălești pe oameni. Poți să-i păcălești. Poți să-i înșeli. Până la urmă, în lume ajungi dacă nu inima pentru Dumnezeu. Nimeni nu te poate forța. Și Dumnezeu nu vrea oameni forțați. Dumnezeu nu vrea atitudinea asta. Doamne, nu-mi place și nu vreau, dar-s forțat așa de împrejurări și chinuit și constrâns. Te slujesc, da, mă rog și eu din când în când, când câte o cântare și vin la biserică. Dumnezeu nu vrea slujitori forțați și constrânși. Dumnezeu vrea slujitori din dragoste, de bunăvoie. Știți de ce? Pentru că merită aceasta. Merită Dumnezeu să fie slujit din dragoste și de bunăvoie. Că El a dăruit totul pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. El a dăruit totul. Apoi, în ultimul rând, Iisus dă putere și resurse când porunca e imposibil din punct de vedere omenesc de împlinit. Când Domnul Iisus dă o poruncă și e imposibil să împlinești porunca aia, El dă și putere și resurse ca să se împlinească ceea ce spune. Facem un exercițiu al minții puțin. Omul ăsta e slăbănog. De 38 de ani nu s-a mișcat din pat. Alții l-au dus și l-au adus. Și se oprește un străin pentru că omul acesta nu-l cunoștea pe Domnul Iisus. Nu știa cine e. Observăm din text mai în jos. Au venit iudeii și l-au întrebat cine ți-a zis? Cine a avut îndrăzneală să te scoale pe tine un slăbănog de 38 de ani să te scoale să spună să iai patul, să umbli în ziua de sabat? Cine a avut curajul ăsta? Nu știu. Mai târziu s-a întâlnit cu el în sinagogă și la templu și-a aflat că Iisus și apoi a mers și l-a spus, ei, Iisus, el mi-a făcut bine. Dar până atunci nu l-a cunoscut pe Iisus. Acum, din nou, mergem la exercițiul minții. Ești întins pe targă
sau pe rogojină de 38 de ani, nu te poți mișca. Să oprești un străin în dreptul tău și zice, vrei să te faci sănătos? Doamne, cum n-aș vrea să mă fac sănătos? Apreciez că ești un străin care te-ai oprit să mă întrebi de sănătate și să-ți pese de mine. Nu vrei să stai lângă mine dacă ești un binefăcător. Să stai lângă mine până să tulbur apa și să mă ajut să intru primul în ea, dacă te interesează de starea mea. Sau un dialog ceva de forma aceasta. Și după ce omul spune povestea și necazul, străinul îi poruncește, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Care trebuia să fie reacția normală a slăbănogului? Sau a mea, sau oricăruia, dacă am stat atâția ani întins pe rogojina aceea. Știți care era normal reacția? Doamne, dar eu n-am umblat de 38 de ani. Străinule, călătorule, tu îmi poruncești ceva ce îmi doresc de 38 de ani să fac, dar tu nu știi că eu nu pot? Eu nu pot să mă ridic. Eu nu pot să umblu. Eu nu sunt stare să fac lucrul ăsta. E ușor pentru tine să spui, ridică spatul și umblă, dar eu sunt aici pentru că nu pot să umblu. Omule bun, dumneata, înțelegi că eu n-am putere în oase și în mușchi? Eu nu mă pot ridica în picioare, eu nu mă pot deplasa? Cum îmi spui tu să mă ridic, să-mi iau patul și să umblu? Eu aș vrea lucrul ăsta, dar nu-l pot. N-a fost reacția aceasta de la slăbănog. Și eu trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. De ce slăbănogul n-a zis, Doamne, nu pot? Pentru că în momentul în care Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, în momentul în care Domnul Iisus a rostit această poruncă, cu aceste cuvinte care au lovit timpanele, urechile neputinciosului, cu aceste cuvinte a intrat o putere în om, putere pe care omul a simțit-o în trupul lui, și în momentul în care a auzit cuvintele Domnului Iisus, a intrat și energia și puterea și curentul acela de care, cu care suntem familiarizați, dacă din când în când ne-a atins Dumnezeu într-un mod supranatural la nivelul trupului și la nivelul simțurilor. Curentul acela care l-a ridicat în picioare. Și dintr-un om neputincios, dintr-o dată, a devenit un om normal. Pentru că în momentul în care Domnul rostește o poruncă, în momentul în care Domnul îți poruncește să faci ceva, Domnul îți oferă și resursele ca să faci lucrul respectiv. Așa că niciodată să nu punem la îndoială porunca Domnului. De câte ori în viață nu ni s-a spus, dar nu putem face, dar nu putem face, dar nu suntem în stare. De câte ori nu ți-a spus cineva, dar tu nu ești în stare, tu nu o să poți face lucrul ăsta. Nu o să poți dacă tu îl faci. Dar dacă ți l-a poruncit Dumnezeu să-l faci, o să-l faci. Pentru că Domnul oferă putere și resurse. Noi ca Biserica Domnului suntem martori la lucrările pe care Dumnezeu le-a poruncit între noi și El le-a făcut. Când Dumnezeu a poruncit, când Dumnezeu a dat o lumină, o călăuzire, Dumnezeu a dat și resurse pentru ca lucrul respectiv să se întâmple. Și asta poate să fie o minune, un lucru extraordinar sau un lucru mai neobișnuit. Și vreau să închei cu gândul acesta, pentru că e foarte important. Dacă Dumnezeu ți-a poruncit să faci ceva, El îți dă și resurse și putere să faci lucrul respectiv. Pentru că El este în spatele cuvântului Lui. Tot cerul este la dispoziția omului care ascultă de Dumnezeu. Să nu-ți fie frică niciodată să asculți de porunca Domnului și să trăiești pentru El și să faci la fel. Doamne, ajută-ne!